Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Totul pentru familia mea, episodul 61, rezumat. Shengyul și IBK se supără foarte tare când află că Asie lucrează pentru Gyeonul și fac un gard între casa lor și Coteț. Orhan divorțează în sfârșit de Shengyul. Îi povestește lui Omer că se simte fericit, liniștit și parcă mai întinerit de când a intrat Gyeonul în viața lui, deși încă nu este nimic între ei. Gyeonul își dă seama că Shengyul plănuiește ceva împotriva nepoților lui Orhan și o plătește pe Hilmie să afle ce pune la cale. Shengyul vorbește cu agentul imobiliar să-i propună proprietarului casei să-i scoată afară pe Omer și pe surorile lui și să construiască o căsuță în locul cotețului pentru o chirie mai mare. Gyeonul îi face și ea o ofertă agentului pe care nu o poate refuza. Îi va plăti dublul chiriei pe un an de zile, dar să o scoată afară pe Shengyul pe motiv că a întârziat cu plata chiriei câteva luni și să îi mute pe orfani în casă în locul ei. Agentul imobiliar merge și spune familiei Eren că proprietarul casei vrea ca Shengyul să plece, iar copiii să se mute în casă. Omer află atunci că Shengyul a vrut să-i scoată afară și se supără foarte tare, amintindu-și tot ce le-a făcut și îi spune să plece din casa lui. Nebahat și Ayla fac un plan prin care îl constrâng pe Akif să-și plătească o parte din datorii, astfel Suzan este eliberată. Suzan îl vizitează pe Omer și îi spune că imediat ce se redresează va plăti datoria lui Harika. Sevgi se ascunde ca să nu o vadă. Suzan se preface că crede tot ce îi spune Akif, dar s-a aliat cu Nebahat și cu Ayla. Din păcate, Akif o prinde când caută în seiful lui documente pe care le-ar putea folosi împotriva lui. În versiunea originală, acesta este episodul 54.